skidem sau să pornim Biblia, după cum este cazul. În Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 47 și haideți să facem loc în inima noastră cuvântului lui Dumnezeu în această frumoasă dimineață. Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 47. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La uzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. vă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană, și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Amin. Amin. Știu că în momentele acestea obișnuiți să vă rugați. Vreți să vă rugați? Amin. Amin. Pentru cine vreți să vă rugați? În Vechiul Testament avem o întâmplare foarte cunoscută. Un tânăr era în casa Domnului de pe vremea aceea și nu știa că nu l-a învățat nimeni, că Dumnezeu poate să cheme, că Dumnezeu poate să vorbească și să facă într-un mod personal. Și în momentul în care aude această chemare pe nume, merge, bineînțeles, la preot și spune, iată-mă, mai chemat. Și preotul îi răspunde, nu te-am chemat, du-te și te. Voi să nu faceți asta. Se repetă procesul până când preotul își dă seama că Dumnezeu vorbește, că Dumnezeu cheamă și îl învață o rugăciune. Haideți să o răstim împreună. Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Amin. V-ați rugat pentru voi? Amin. Îți să vă rugați și pentru mine? Amin. În Noul Testament, Apostolul Pavel învață pe oameni și le spune așa rugați-vă pentru mine, ca ori de câte ori deschid gura, să vestesc cu îndrăsneală cuvântul Domnului. Și tot poporul Domnului să spună, Amin. vă rog să vă așezați. Binecuvântat să fie Dumnezeu și binecuvântat să fiți și voi. Ați-mi voie să-mi exprim bucuria și mulțumirea înaintea Domnului pentru această frumoasă ocazie. Vă aduc salutări din partea Bisericii Speranța din Arad, biserică cu care sigur aveți multe legături, sigur că în privința aceasta m-am bucurat de revederea cu fratele profesor și mărturisesc frate profesor că dacă cu 25 de ani aveam emoții să fie subiectul în regulă, să fie toată în regulă, și acum mă sper să fie în regulă, mă spuneți la sfârșit, au trecut zeci de ani de atunci și nu vine să cred, dar... Bucuria mea este că sunteți toți tineri pocăiți, Domnul să vă binecuvinteze, sunteți la fel de frumoși. Domnul să facă ca după atâția ani, revederea noastră să fie în dreptul acesta cu binecuvântare. Amin. Deci ce spuneam că ne leagă multe, pentru că și Teo este unul din fii, Bisericii Speranța, care este acum împreună cu dumneavoastră și mulțumim pentru că l-ați adoptat pe Natanael și Nati, cum îi ziceți voi aici, și ați devenit biserica de acasă, de unde poate să slujească, să petreacă și să crească împreună cu voi în chipul acela frumos pe care Domnul l-a pus înainte, Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele. În această dimineață avem ocazia să stăm un pic în Cuvântul lui Dumnezeu și ne dă să fie, să fie o experiență frumoasă pentru fiecare. Textul pe care l-am citit vorbește despre o hrană. Și să știți că din totdeauna a fost vorba de un tandem. Tandem pe care l-am numit între suflet și stomac. Curios lucru, deși cele două nu se împacă foarte bine, o să vedeți cum e cu acest război și câteva momente până înțelegeți, aveți răbdare și în curând o să fiți cu mine, așa a început Scriptura și așa se va termina Scriptura. Prima problemă în grădina Eden a fost un pom din care n-au avut voie să mănânce. Și întrebarea este, între un suflet care trebuia să asculte și un stomac pofticios, cine a fost mai tare? Și de atunci, sufletul a avut de suferit, pentru că așa a intrat păcatul în lume, printr-un stomac pofticios mai puternic decât un suflet care trebuia să stea în ascultare de cuvintele lui Dumnezeu. De altfel, acesta va fi și ultimul act în cartea Apocalipsa ni se vorbește despre un pom al cărui rod vom mânca. Este pomul vieții care rodește 12 feluri de rod în fiecare lună. Acum, să știți că stomacul plin este întotdeauna și a fost întotdeauna un semn al binecuvântării. Vă duceți aminte când Domnul îi scoate din robie, din Egipt și duce într-o țară unde le promite că va curge? În imaginația mea, mă gândeam cum arată țara aceea în care râul este de lapte. Asta era limita mea de copil și după ce am ajuns la seminar și mi-am dat seama că de fapt nu este așa, am zis, ah, parcă era mai bine în imaginația de copil. Dar oricum era binecuvântarea pe care Dumnezeu a promis-o, legată de ce? Legată de un stomac plin. Doar că stomacul plin este accentul binecuvântării, pe când stomacul întotdeauna a putut și a înșelat pe oameni. Vă aduceți aminte de Sau, care își vinde dreptul lui, poziția lui, postura lui și chiar binecuvântarea, pentru că stomacul i-a dictat următorul lucru. Dacă nu voi mânca, voi... Interesant lucru. Doar că Scriptura ne învață că sufletul nostru este mult mai important. Amin. Pentru ce spuneți voi zicătoarea aceasta în țara lui Israel? Părinții au mâncat aguridă și copilul li s-au dinții? Pe viața mea, zice Domnul, că nu veți mai avea prile să spune zicătoarea aceasta în Israel. Iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Cât de important este sufletul în ochii lui Dumnezeu. Așadar, haideți să vedem, pentru că este vorba și de masa Domnului și e vorba de acest tandem între care ne trăim viața și ducem viața fiecare dintre noi. Între suflet și stomac. Mai întâi să știți că pentru a câștiga acest război și acest tandem avem nevoie de convingere. Spunem împreună, convingere. Că există lucruri mai importante decât stomacul. Sufletul. Amin. Domnul Isus este ispitit de diavol imediat după botez și pentru că diavolul niciodată nu se îndoiește cine este, îi spune pentru că ești, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, sau mai degrabă pentru că ești Fiul lui Dumnezeu, fă, fă următorul lucru. După atâta post Doamne, e important să-ți umpli stomacul și poruncește ca aceste pietre, pietre să se prefacă în pâini. Acum, sigur că e nevoie, e o nevoie fiziologică importantă și amândouă sunt importante, dar amândouă au locul lor. Ispita acolo era să iasă din tipar și să pună stomacul într-o situație în care sufletul cădea pe celălalt loc. Domnul, era în post. Era în post și rugăciune. Și puterea nu trebuia să fie manifestată în dreptul minunii ca să satisfacă nevoile trupului, ci puterea trebuia să fie dovada că el este fiul lui Dumnezeu. Dar cum a venit diavolul și a spus, pune tu stomacul pe primul loc, Știți ce este important? Convingerea cu care răspunde Domnul Isus Hristos. Și Isus Hristos i-a răspuns: Este scris omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. În timp ce pâinea hrănește stomacul, sufletul este hrănit de cuvântul lui Dumnezeu. Mai bine un stomac neglijat și un suflet bine hrănit. Amin. Credeți lucrul acesta? Pentru că trăim o generație a stomacului plin, dar câteodată, din păcate, cu suflet gol. Când a fost ultima oară când ai renunțat la somn ca să te rogi un pic mai mult? Dar când a fost ultima oară când nu ai dormit ca să lucrezi mai mult? Sau să încerci să câștigi mai mult? Cât să ne trezim dimineața să mergem la muncă, dar uneori nu ne putem trezi să venim la biserică? Oare când ai fost obosit, la ce ai, la ce ai renunțat prima oară? Dacă n-ai putut să renunți la dorința de a împlini stomacul, oarecât nu renunțăm la ideea aceasta că sufletul nostru trebuie să fie hrănit? În dimineața aceasta te anunț cu bucurie că nu sunt nutriționist, sunt păstor. Și în timp ce știu că să aveți grijă de stomacele voastre, Domnul să binecuvânte și stomacul vostru, sunt aici să-ți aduc aminte și să ne aducem aminte că există o convingere de care avem nevoie în lumea aceasta în care să-ți umpli stomacul este o chestiune de buton pe telefon. În care nu se mai pune problema de diversitate. Într-o lume în care, dacă până acum o rețetă se transmitea prin bunica care îți povestea și trebuia să găsești tu cantitatea potrivită, acum lucrurile acestea se fac la un buton. Sau dacă nu... În timp ce eu știu, vrei să gătești, deschizi un program la televizor și dintr-o dată ești într-o lume a rețetelor cu șef și masterchef care îți prezintă modul în care să faci și să gătești mâncarea. În același timp te întreb, tu ce faci cu sufletul tău? Mă bucur de toți cei care în această dimineață sunteți aici din convingerea că sufletul vostru este important înaintea lui Dumnezeu. Amin? De aceea ne vom apropia și de masa Domnului. Și avem această convingere că există lucruri mai importante decât stomacul nostru, decât felul nostru, decât viața noastră trăită pe acest pământ. Sufletul nostru. Și te întreb ce faci cu sufletul tău. Știți povestea în care Apostolul Petru aduce aminte despre Lot și îl descrie în cuvintele acestea neprihănitul loc care în fiecare zi își chinuia sufletul din pricina ceea ce vedea și... Cu alte cuvinte, este o, este o chestiune de alegere. Ce s-a întâmplat? Lotul urmează pe Avram, care avea o chemare. Lot nu are nicio chemare. El niciodată nu s-a interesat dacă Dumnezeu îl cheamă și pe el, dar pentru că unchiul era bogat și pentru că voia să fie cu unchiul și poate să câștige mai bine, îi spune, Unchiule, ia-mă cu tine și merge împreună cu Avram. Dar când se ceartă păzitorii vitelor și trebuie să aleagă, Avram îi dă posibilitatea să aleagă lui Lot primul. Și Lot? Lot nu se gândește la sufletul lui. Lot se uită unde e bogăția, unde e oportunitatea, unde sunt locurile cele mai bune pentru stomac. Și în timp ce Avram alege muntele, Lot rămâne într-un loc unde, curios lucru, își chinuie sufletul în fiecare zi, dar nu poate să aleagă mai mult. Și cât este de, de, dificil pentru cei care pun stomacul înaintea sufletului. Nici în momentul în care Dumnezeu va urma să distrugă acele locuri cu foc și pucioasă și urmează să-i scoată de acolo cu mână tare, soția care nu poate nici cum să lase în urmă în ultimul act de neascultare, este singura pomenită, singura femeie pomenită de Domnul Isus Hristos în Noul Testament, ca o femeie care nu poate să lase stomacul, bogăția, tot ce a construit împreună cu, ca familie. Și se întoarce și rămâne acolo. Un moment în care să te cercetezi înaintea Domnului dimineața aceasta. Tu ce faci pentru Sufletul tău? Haideți să conștientizăm și să dobândim această convingere împreună că există lucruri mai importante decât stomacul nostru, cu tot ce înseamnă el. Stil de viață, alegeri și modul în care ne prioritizăm lucrurile pe care le facem în viață, și anume Sufletul nostru. Amin? Haideți să spunem împreună, Sufletul meu e mai important. Că ce folos un om să câștige toată lumea, dar să își... Doi. Știi că există o confuzie în privința aceasta? Între suflet și stomac pot să fii confuz. Și adevărul este că degeaba ți-ai umpli stomacul, dar îți pierzi sufletul. În timpul unei predici al Domnului Iisus Hristos, unui om îi stă mintea, mai degrabă stomacul, la la moștenire. Acum imaginați-vă, Domnul nu avea publicul acesta, să stea oamenii în jurul lui și toți să-l asculte și unii să-și notițe. Pe vremea aceea, unii chiar îl întrerupeau pe Domnul Isus și puneau întrebări sau îl provocau pe Domnul Isus prin anumite lucruri. Omul acesta, în timp ce Domnul predica. În adunare, probabil ridică ridica mâna sau s-a ridicat că îi spune Domnului cu glas tare să audă toată lumea și să audă probabil și fratele lui care era acolo și cuvintele sunau cam așa. Doamne, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Era clar că erau probleme de împărțeală, de moștenire și Domnul îi răspunde că el nu a fost chemat și nici pus acolo să fie notar, avocat, judecător, iar după aceea dă o pildă. O pildă în care cineva poate să ajungă în viață să facă confuzie între cele două. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile, iată, a zis el, ce voi face? Voi strica grânarele, voi zidia altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu. Suflete ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Adevărul este că nu poți mânca cu sufletul ce strânge în hambale. Sau există confuzia aceasta? Da, există. Numai că confuzia trebuie să fie clarificată în momentul în care tu înțelegi că ai și suflet și stomac. Că nu poți să strănești sufletul cu lucruri de natură materială. Și Domnul spune că dacă gândești așa, ești un nebun. în Închei citatul. Așa că, ce să faci? Nu greși când ai întrebări de viață și de moarte răspunzind singur la aceste întrebări. El se întreabă așa, ce voi? Ce voi face? Știi ce hotărăște în inima lui? El hotărăște ce-i viața, el hotărăște cât de lungă este viața și după aceea hotărăște care este filozofia lui de viață. Doar că poți să hotărăști lucrurile acestea de unul singur? El hotărăște ce-i viața. Suflet de mănâncă, bea și veselește-te. Când ați mâncat ultima oară cu sufletul din grânare? Ce zici? După ce mănânci, nu știu, vai, aveți aici ciorbe și nu prea mâncările noastre sunt un pic diferite. Eu în primul an de seminar am făcut un ulger aici la dumneavoastră, dar m-am pocăit de atunci. Mi am pocăit, de atunci. Ideea este că e mare confuzie să crezi că tu hotărăști ce este viața. Mai mult, tu hotărăști și cât ține viața. Că el planul îl face așa și spune, voi dărâma, voi construi și voi aduna foarte bine. Doamne ajută la toată lumea. Oricum toți suntem în procesul acesta de fiecare dată. Așa că dacă dărâmați ceva, Domnul să vă ajute. Dacă construiți ceva, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă sunteți în procesul acesta de adunare, Domnul să vă binecuvinteze. Dar nu uita că greșești atunci când răspunzi singur la întrebările acestea fundamentale. Ce voi face? Că ce este viața voastră, întreabă Iacov? Un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Așa că planurile, dacă vrei să le faci pentru viitor și vei spune astăzi sau mâine, mă voi duce în cutare cetate și voi face cutare și cutare lucru, țineți cont, astăzi este ziua pe care ne-a dat-o Dumnezeu, mâine, mâine nu este al nostru. Tocmai de aceea ce să faci? Să nu-ți găsești o filozofie de viață fără Dumnezeu. Pentru că singurul care știe cât mai avem de trăit pe, pe lumea aceasta, pe acest pământ, este Dumnezeu. Și el, în noaptea aceea, nu va apuca să-și vadă nici ambale de dărâmate, nici rezidite, nici recolta strânsă și nu va apuca filozofia lui de viață. De ce? Pentru că a greșit într-un singur mare domeniu. A făcut confuzie între suflet și stomac s-a gândit în exclusivitate la stomacul lui și a ignorat total pe Dumnezeu. Din toată ecuația aceasta știți ce lipsește? Nu lipsește planurile, nu lipsește viziunea, nu lipsește uh, managementul, capacitatea de a lucra, nu lipsește proiectele, nu lipsește nimic din toate lucrurile acestea, dar lipsește cu desăvârșire Dumnezeu. De aceea te întreb și te provoc în această dimineață dacă în viața ta, în planurile tale... În tot ce ai planificat tu, dacă lipsește Dumnezeu, oprește-te, cheamă-l pe Dumnezeu cu tine și mergi pe urmele pașilor, urmează-l pe Dumnezeu pentru toată viața, amin. Cel puțin odată cred că v-ați gândit și voi cum să te îmbogățești în timp scurt, ca mai apoi să treci toată viața și să nu faci nimic. Asta a fost lovitura lui. O afacere, o afacere din care să câștigi. Și el se vedea deja pe croazieră, din croazieră în croazieră, din vacanță în vacanță. Câți dintre voi va... Nu, no, nu, no, nu. No. Am fost păstor 17 ani la o biserică din Arad, în Micălaca, înainte să, să mă mut acasă la Speranța și acolo aveam un frate și un gubăț și venea la mine uh, frecvent. Frate, roagă-te, zice, am pus la loto. Dacă câștig, zice, nici nu o să-ți meargă rău. Uh ca să înțelegeți, n-a câștigat până ziua de astăzi. Acum să fie că nu m-am rugat eu, nu știu ce să zic, dar aș vrea să te întreb dacă filozofia ta de viață în privința aceasta e totul legat de planuri, achiziții, muncă, tot ce ai este legat de aici, recoltă, hambare și toate celelalte. Te-ai gândit vreodată și dincolo ce este și cum este? Dacă nu este nimic și te ocupi de cele spirituale, ce pierzi? Dar dacă este ceva dincolo și tu nu faci nimic, atunci ai pierdut totul. Greșești când confuzi Sufletul cu Trupul. Greșești când nu te gândești și la veșnicie. S-a gândit că va trăi mult. Stomacul se strică, trece, dar Sufletul rămâne. Iar cei care se gândesc numai la stomac sunt așa delimitați. Așa că Mulțumește Domnului pentru sufletul tău și investește și în latura aceasta. Amin? Amin? Să știi că dincolo de convingere și confuzie poate să apară și o criză, pentru că stomacul poate duce sufletul în rătăcire. Două grupuri de oameni se strâng să asculte pe Domnul Iisus, două feluri, două inimi, două mentalități. Primul grup, vameșii și păcătoșii. Al doilea grup, farisei și cărturarii, care cârtiau, se apropiau și ziceau unii către alții, noi să vedem ce mai zice Domnul Isus. Și în contextul acesta, Domnul mai spune o pildă. În contextul în care toți oameni și, și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-L asculte, și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Vedeți tandemul? Întotdeauna sufletul și stomacul. Ei, Pilda pe care o spune este o pildă foarte cunoscută, nu are nevoie de prea multe explicații. Pilda fiului risipitor. Avea un tată, doi fii. Fiul cel mic a cerut parte de moștenire de parcă a murit taică -sul. Și așa a fost pentru el, un tată mort. Și pleacă într-o țară îndepărtată unde cheltuie toată averea. Mă întreb dacă tu ai avea un fiu prăpădit care cheltuie, ai da avere? A Dumnezeu este bun și ne dă și sănătate, ne dă și viață, ne dă și oportunități, chiar dacă tu îți baci joc de ele. Mă rog să nu fie așa. Apoi se întoarce acasă, dar cu altă atitudine. Tânărul acesta nu știa că are nici stomac, nici suflet. Erau pline amândouă. Stomacul era plin pentru că tata era bogat, sufletul era plin de el însăși. Aș vrea să întreb tinerii din zilele noastre, cei care sunteți în această biserică, Domnul să vă binecuvinteze. Și tinerețea voastră. Acum, voi sunteți într-o ipostază faină, aveți un stomac care merge bine, da? Mâncați din două, trei ore, mâncați, puteți să mâncați orice, nu contează, nu se pune pe voi, dar veți ajunge anii noștri. Și o să vedeți voi. Ideea este că tânărul acesta, ajunge într-o criză pentru că el nu ține cont deloc de sufletul lui. Ce urmează este clar. Stomacul poate cheltui tot. Stomacul poate cheltui tot cu prietenii. Și ajunge să ducă lipsă încât invidiază, atenție, invidiază chiar porcii la care a ajuns să fie angajat. Este o expresie ciudată acolo. Mulți ar fi dorit roșcovele acelea, dar nu îi le da Întrebarea mea este cine le oprea să urce în pom și să rupă fructele acelea și să le mănânce? Dar asta e mentalitatea, mentalitatea că nu trebuie să faci nimic și totdeauna altul să-ți dea. Cei care aveți copii, păziți-vă de mentalitatea de a vă crește copiii dându-le mereu. Ca atunci când e mic îți spui dacă iubești pe mama, mama îți dă o ciocolată. Nu, no, ia să ajungă la 18 ani și o să zici, no, iubește mama copilul, îți dă mama o ciocolată la 18 ani. No, la 18 ani trebuie să schimbi ciocolata, trebuie un ambalaj mai special. Ciocolata trebuie pusă într-o mașină pe care să-i o dai, cu tot cu chei, ca să deschide să ajungă la ciocolată. Ciocolata rămâne, doar că ambalajul se schimbă. Aceasta este mentalitatea lui, pentru că el a crezut că sufletul lui, care oricum nu a contat, atâta vreme cât a avut ce să cheltuie, ajunge într-o postură în care... Nu mai poate face față stomacului. De ce? Pentru că stomacul a cheltuit tot ce a avut la dispoziție. Și ce legătură incredibilă. În momentul în care stomacul începe să se golească, sufletul se face mai, mai atent, mai bun. Dintr-o dată când încep să chiore emațele, Dintr-o dată sufletul capătă o natură în care începe să judece anumite lucruri și să spună ce bine era la tata, ce bine era la tatăl, dar acum cu prietenii, cu lumea, fără biserică, departe de toate lucrurile acestea, am început să-mi dau seama că am și un suflet. Și sufletul meu este, vai de el. Așa că în contextul acesta, spune scriptura, în timp ce stomacul se golește, se umple sufletul și se umple de o atitudine uimitoare, incredibilă. Și în momentul acesta, spune scriptura, așa a venit în fire și a învățat o rugăciune pe care o programează să o spună pentru că dorește să se întoarcă acasă. De ce? Pentru că acasă, ciudat lucru, știi ce spune? Acasă stomacul oricum era plin. Câți argați ai tatăl meu au belșug de... Și eu aici mor de foame. Tot la stomac eu fost gândul, dar dintr-o dată sufletul capătă. Mă voi duce înaintea tatălui și voi spune, am păcătuit. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar am venit la mine pentru că sufletul meu nu face față, nu mai ține pasul cu stomacul. Stomacul m-a păcălit, m-a dus în criză. Și ajunge acasă, unde, curios lucru, după bucuria revederii, după ce Tatăl îl primește cu brațele deschise, Tatăl restaurează sufletul și spune, nu mai e nevoie nici să spui rugăciunea, deși bine ai făcut că ai spus-o, dar ca și semn al primirii, ce face tatăl? Taie? Cât de legate sunt cele două lucruri? Taie vițelul îngrășat, dar nu pentru că stomacul este important de data aceea, ci pentru că odată ce sufletul e plin, Dumnezeu chiar știe să poarte de grijă slăvit să fie Domnul. Bucuria întoarcerii acasă este mare, marcată tot printr-un festin al stomacului, dar tot acolo se întâmplă că supărarea fratelui mai mare este tot legată de un... El este acasă, sufletul lui este absolut gol, nu se gândește deloc la bucuria întoarcerii fratelui său și când vine și este chemat la bucuria aceasta sufletească, nu poate să participe pentru că... Care era miză? Ce îi spune tatălui care proș? Nu mi-ai dat niciodată un ied. Să petrec și eu. Ce diferență între cei doi? Unul care și-a lumea în cap și pleacă să-și umple stomacul pentru că era sătul de acasă și unul care este acasă cu gândul la un ied prăpădit pe care să-l petreacă și el cu prietenii. Diferența a fost că unul îi pleca de acasă, nu rămas acasă. E o mare, e o mare criză în, în lumea noastră și chiar în bisericile noastre. Când facem confuzia aceasta și când nu mai delimităm lucrurile acestea. Dragul meu, tu ai un suflet, ai un suflet viu care uneori este vânat de mare preț și valoare în ochii lui Dumnezeu, un suflet pe care Dumnezeu te cheamă să-l aduci la el acasă ca bucuria sufletului și a trupului să fie deplină, Pentru că într-o zi trupul tău va rămâne aici, stomacul tău va rămâne aici, dar sufletul va merge înapoi la Tatăl, după care echip și asemănare a fost creat. Am auzit de multe ori că Dumnezeu te primește orice ai făcut și ținta nu este doar păcătosul rătăcit, ci și fiul de acasă împietrit. Am în două categoriile acestea, sunt în bisericile noastre. Să știți că trebuie să învățăm să nu gândim numai cu stomacul. Dacă cererea fiului cel mic este foarte urâtă, și după aceea vrea să devină argat, după aceea ajunge într-un loc potrivit, greșeala este să nu gândești numai cu stomacul. Dar celălalt frate care duce suferință și îi face de rușine, el se gândește în timp ce este acasă, numai la stomac. Așa că să nu gândim numai pentru stomac. Mă rog în această dimineață să fiți binecuvântați, toți cei care sunteți fie în casă, în biserică, dar poate cu gândul în altă parte și la alte lucruri, Domnul să vă aducă sufletul pe direcția care trebuie. Amin? Și în timpul acesta, hai de să ne rugăm pentru cei care poate au plecat deja, care au lăsat sufletele lor să fie conduse în criza aceasta de stomacul lor. Domnul să-i aducă acasă. Ultimul lucru dimineața aceasta este tandemul acesta între suflet și stomac. Se poate rezolva numai și prin credință. Spunem împreună, credință. Sufletul se va bucura de plin atunci când vei accepta pâinea vieții. Textul pe care l-am citit în dimineața aceasta vorbește exact despre lucrul acesta. Iisus a zis, eu sunt pâine. Cine mă mănâncă pe mine va avea viață veșnică. Lucrul acesta, lucrul acesta a creat o mare, mare tensiune între cei care îl ascultau. După ce a fost în partea estică a Mării Galilei, Iisus a hrănit în mod miraculos mii de oameni. i au vrut să-L facă rege, ca așa e, când îi dai pâine la oameni pe gratis, te fac împărat. În aceeași noapte au umblat pe Marea Învolburată și l-a ajutat pe Petru să umble și el. După aceea a trecut în partea de vest a Mării, zona Capernaumului și cei care i-au fost hrăniți în mod miraculos îl găsesc, îl întreabă, cum ai ajuns aici? Și Domnul, în loc să fie aparent mulțumit că lumea vine să-l caute, să-l asculte predicând, Domnul îi mustră și spune, nu, ce-ați venit? Iară vi foame. Și cuvintele acestea n-au căzut bine, pentru că el spune, clar, ați venit aici, pentru că v-am hrănit și ați văzut o minune. Și apoi, ei curioși întreabă, ce trebuie să facem ca să îndeplinim lucrările lui Dumnezeu? Ce să facem ca să fim pe plac Domnului? Și Domnul răspunde așa, strămoșii voștri au mâncat mană în pustiu, Așa cum este scris, el a dat pâine să mănânce din cer. Înainte să le spună care este adevărata hrană și cum trebuie primită, Domnul face referire la două hrane, la două mese, la două lucruri care, deși erau destinate stomacului, semnificația era pentru suflet. Mai întâi le aduce aminte de hrana pascală, de masa eliberării din Egipt, unde familia trebuia să se adune, să gătească un miel în grabă cu ierburi amare, să mănânce, dar înainte de aia să pună sângele pe ușorii ușii. Pentru că în moartea care aștepta și îi păștea pe fiecare, elementul care a înlocuit viața lor a fost tocmai sângele acela. Și cum trebuiau să primească viața aceea? Dacă nu prin credința că ce le spune Dumnezeu este valabil. Iar cei care au ascultat porunca, au omorât mielul, au uns ușorii ușii cu sângele acelea, au văzut că îngerul moții a trecut pe lângă. Dar cei care n-au crezut în locul acela, după aceea face apel la hrana pustiului, masa purtării de grijă, mană în fiecare zi. Cum a fost ca în fiecare zi să ieși din cor și să strângi atât că Dumnezeu poartă de grijă? Numai că erau... O un schepsis acolo, trebuiau să asculte, trebuiau să strângă doar cât aveau nevoie. A luat omeru, măsurau și cât era familia, atât era cantitatea. Nici acolo nu ascultă. Și acum ascultați, în contextul acesta, Domnul vine și le vorbește despre a treia hrană, despre hrana mântuirii sufletului lor, și anume, trupul lui și sângele lui. Cine va mânca va trăi în, va avea viață veșnică. Și aici este vorba de credință. O, nu este vorba de masa Domnului care urma să fie instituită mult mai târziu, ci de oferta pe care Dumnezeu o face prin Isus Hristos, spunându-le oamenilor ca ei să înțeleagă. Dacă Dumnezeu va a eliberat și trebuia să vă puneți credința într-un act omorând un miel, dacă Dumnezeu va purta de grijă în pustie și acolo unde nu aveați nici ce să mâncați, nici ce să beți și Dumnezeu va dat hrană și apă din stâncă, acum a trimis Dumnezeu pe Iisus Hristos pe Fiul Lui. Și cine va crede, cine va mânca, cine va gusta, cine va lua trupul Lui și sângele Lui ca înțelegere că va urma moartea și învierea Lui și își va pune credința în actul acesta, în masa aceasta, va avea viață veșnică, va fi mântuit. Mă rog în dimineața aceasta să înțelegi cât de frumoasă este chemarea aceasta. Pentru că noi acum când ne vom apropia de masa aceasta, pasul credinței l-am făcut, am primit trupul lui și sângele lui în înțelegerea că au murit. A murit Iisus Hristos și a plătit prețul pentru noi și acum suntem la această masă în mod simbolic luăm aceleași elemente care sunt pentru stomac, dar semnificația este profund sufletească, spirituală, dumnezeiască. Pentru că trupul lui, pâinea și sângele lui, vinul, facem lucrul acesta participând la masă spre pomenirea lui. Noi vestim moartea Domnului până va veni el. Așa că te rog în această dimineață să te gândești la hrana mântuirii la sufletul tău La lui Dumnezeu, în duminica de Rusane, am avut un obotez și a fost o bucurie imensă să vedem oameni și tineri care au înțeles profund actul acesta. Mai te cele mai frumoase mărturii nu sunt mărturile acelea complicate despre modul în care oamenii au ajuns să facă tot felul de păcate și mărturiile celor care au crescut în biserică, au auzit predică după predică, știu toate cântările, știu versete după versete, cunosc istorie, cunosc toate lucrurile, dar ei niciodată n-au participat, nu s-au hrănit, nu și-au hrănit sufletul prin credință. Așa că chemarea în această dimineață, pentru cei care vă puteți apropia de masa Domnului, Domnul să ne cerceteze. Să întindem mâna curată și așa să mâncăm, deosebind bine trupul Domnului. Dar pentru cei care încă nu vă puteți apropia de masa aceasta, este fundamental ca mai întâi să fie o masă a credinței, o hrană a mântuirii, în care să înțelegi jerfa Domnului Iisus Hristos în dreptul sufletului tău. Și să o primești cu acea pocăință și acea credință personală, pe care mai apoi să mărturisești lumii întregi. Între suflet și stomac. Domnul să vă binecuvânte sufletul în această dimineață. Și în timp ce vom continua să ne ocupăm și de stomacul nostru, și cred că Dumnezeu, ca semn al binecuvântării, va ști să poarte de grijă la fel de bine ca până acum, Slăvi să fie numele. Mă rog ca sufletele noastre să fie mai importante, să le punem întotdeauna pe locul în care trebuie și să ajutăm pe toți cei care în criza aceasta și în confuzia aceasta generată de lume merg pe mâna aceasta a stomacului doar. Domnul să vă binecuvânte ca biserică și bucuria noastră să fie deplină și acum și mai apoi la masa Domnului. Fiți binecuvântați! Amin!